Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ne-a scris Dani, zice: te rog, George, nu mai încuraja românii să vină în Grecia în vacanță. Mai lasă-i să mai vină și la noi în Norvegia, unde avem căldură vara, 15 grade, munți mulți, plaje nu și mâncare multă de pește. Deci mergeți în încurajăm turismul în Norvegia. Mâncare peștele la fermentat, adică putrezit, ce să mai e? Ăla surstring, ăla este în Norvegia sau în Suedia? A, nu știu. Cu conserva aia. Aia care... În țările nordice. Pentru ascultătorii noștri din Norvegia, Suedia, Finlanda, astea, care vin în România, în loc de bomboane Mozart albastre pentru Luca, vă rugăm, aduceți-ne o dată măcar în viață un schnitzel de la, o conservă de aia de tablă de tang. Și o deschidem în studio și ne luăm vacanță două săptămâni. Nu sunt videouri pe net cum se deschid, alea se deschid sub apă. Nu știi? Vorbesc serios. Sub apă? Da, sub apă. Trebuie o copaie și deschis conserva sub apă. Cal. Păi asta zic, dacă deschidem în studio. Ca să închidem radio. Și după aia două săptămâni avem vacanță. Facem și un durian, ca să facem ceva de durian. Nu s-a mai făcut. Durian nu înțeleg că e nimic. Conservă de asta pus durian. Cu durianul e complicat, pentru că nu poți să-l transporti. Adică durian în afara locului unde este el cules și piețele din jur nu există nicăieri în Asia, că nu se transportă, n-ai voie să-l transporti. Mai transportă lumea. Cine transportă? Ți se pare? Nu, așa e naturelul, nu. Bă, nu era durian ăla, să știi. Grecia, deci mesaje cu Grecia. Oamenii vor să se ducă în Grecia? Citesc că se trece la săptămâna de lucru de 6 zile în Grecia. Serios? Da, serios. Asta ca să muncească 3 totuși. Poate. Sau cum? Criză, forță de muncă, nu găsesc angajați. Așa. Din punctul ăsta de vedere, să știi că... mă rog, aici nu se poate. Adică orice poți să faci românului, numai să iei din zilele libere. Poți să-i mărești taxele, oricum pe mulți nu interesează, taxele, impozitele astea, să faci, e factura, e TVA, e... nu interesează pe nimeni. Dacă îl trimiți la muncă 6 zile pe săptămână în loc de 5, nasol. Criză mare de personal în Grecia, noua lege se aplică de săptămâna viitoare, de la 1 iulie, privește lucrătorii din industrie, comerț cu amănuntul, agricultură, unele sectoare de servicii, vor trebui să lucreze 6 zile dacă vor șefii. Dacă... ești la mâna șefului. Da. Dar și șeful cred că e la mâna grecului. În cazul care... pentru a 6-a zi de muncă, nu se lucrează degeaba, pentru a 6-a zi de muncă se va plăti un supliment de 40% din salariul zilnic. Adică dacă te cheamă și sâmbăta, salariul dintr-o zi obișnuită plus 40%. Dacă a 6-a zi lucrătoare cade într-o zi de sărbătoare, cu roșu în calendar, bonusul este de 75%. Nu-i rău. Și nu se spală. Da, sectorul ospitalității e exclus din acest regulament, adică cârcium, hotelul, nu știu ce, deoarece săptămâna de lucru de 5 zile a fost desființată încă din 2023, adică de anul trecut. Ăia sunt... 7 din 7. Da, pe de altă parte, știi, sigur, am văzut, avem noi un fost coleg, Stelu Muscalu, care a plecat și a deschis o cârciumă în Tasos. Da, l-am văzut. Da, și făcea apel, îi țin pumnii lui Stelu, e fostul meu coleg. E un timp foarte curajos. Nu mi-aș fi imaginat niciodată că ar putea să facă toate lucrurile pe care le-a făcut după ce n-am mai lucrat împreună la Reporter Special. Dar făcea apel pe Facebook, căuta oameni să angajeze. Deci are și el probleme să angajeze oameni. Și ai văzut ce condiții bune sunt? Da, 6 zile pe săptămână, 10 ore pe zi minimum, salariul 1.000-1.500 de euro pe lună. Cazare, mâncare, tips. Tu ce-ți adică... imaginezi? Cum e cazarea? Cum crezi că e cazarea? Bine, după 10-12 ore de muncă, nici nu mai contează cum e cazarea. Da, deci da. Poate să fie și în rulotă. În urmă e un job sezonier, că da. Se pune problema să muncești până în octombrie, să zicem. Deci te duci ca într-o tabără. Da, mă, du-te tu în tabăra aia. Băi, foarte greșită. Deci, atent, ai Luca mâncare e fascinat. Și cazare asigurate. Luca e fascinat. Mamă, deci, mâncare, tu crezi că nici nu ai timp să mănânci, mă, băiatule? 1000, 1000. Păi mănânci după în străchind acolo când gătești, nu? Ai 1000-1500 de euro leafă. Da. De aia sunt banii trași pe dreapta, că n-ai pe ce să-i mai cheltui, că n-ai timp. Nu? Da. Plus tips. Deci poți să duci acasă 2000 da. Să zicem, mas o menos, la lună. Tu știi ce înseamnă? Iulie, august, septembrie, octombrie, mă las și o secundă, 4 luni. 10 ore, cel, 10 euro cel puțin în picioare. Știi cât de grea este munca asta? Să lucrezi într-o cârciumă, în căldură, în tot cum aleargă oamenii. Adică anul ăsta când te duci în Grecia,
fii un pic atent la băieții care te servesc. Să strige 10 minute, uite-te doar la unul dintre ei, urmărește-l cu privirea. Da, mă, sunt mereu atent că mi-s dragi, că na, eu stabilesc o relație. Și imaginează-mă, mamă, Grecia, ne dă mâncare, cazare, și lucrăm în cârciumă, mâncăm tot timpul. Practic, pe tine, în ritmul ăsta, pe tine te dă afară în prima zi. Auzi? Te prinde cu botul în strachină. Dar eu mă duc să-l vezi pe Luca. Îl vezi pe Luca, mergând să debaraseze o masă și în drum spre bucătărie. Ciuculin din cea mai rămas. Care, mă? Asta e retur frumos. Ia uite, a rămas caracatiță. Ce are, mă, frate? Care e problema? Dolmadachia, nu? Vreți să vorbim și despre peșterele, că au venit reacții din teritoriu. Bine. Ai cerut cu peștere împuțit cu conserva. Oamenii de unde e? Da. Este din Suedia. Da. Se numește... S-a dus mesajul. Sturmströmming mai se cheamă. Strømming. În fine. Așa. Și zice că e nenorocire cu el. Nu se poate. Toată lumea ne avertizează, nici în glumă să nu... Se cheamă Surströmming. Așa. Așa îi spune. Eu am glumit că voiam să mă prefac, dar... Sunt niște challenge-uri pe internet, dacă vrei să le urmărești, sunt foarte haioase. Da. Cu oameni care încearcă să deschidă conservele respective. Mm-hmm. Da, mulțumim. Să știi că se poate cumpăra. Așa. Costă $69 o conservă. Și există și, am găsit un site oficial, Surströmming, nu știu ce, în care primești două cutii de conserve de 300 de grame, o pâine plată îndulcită, Gammeldagsdunbrod, și două pungi de dulciuri suedeze. Înțeles că alea daneze sunt nenorocire, a dat cineva mesaj. Zice, dacă vreți să liniștiți pe Luca, faceți rost de niște jeleuri cu lacriți din Danemarca. În felul ăsta, vă vedeți ce copilărie nefericită au copiii danezi cu astfel de ce este lacriți ăsta? Nu știu. N-am mai auzit niciodată. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.